Bună seara, stimați prieteni, sunt Gătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Întrebare. Vă salutăm și vă mulțumim că și în această seară ați ales să petreceți următoarele minute împreună cu noi. Așa cum deja v-am obișnuit și în această ediție, avem onoarea de a avea împreună cu noi un prieten drag, un lujitor al Domnului. Așa că, fără să mai așteptăm, haideți să spunem bun revenit prietenului nostru, Fratului Pastor Ștefan Iluțan, păstor al Bisericii Creștine Baptiste Șegadin, Arad. Bine ai revenit, Ștefan. Mulțumesc pentru invitație, mă bucur să te revăd. Salut cu drag pe toți cei care ne urmăresc. O să folosim adresarea prietenească, frățească, la pertu, cum spunem așa, aici în București. Și, dragă Ștefan, slavă Domnului pentru oportunitatea aceasta de a reveni în București și, de asemenea, de a înregistra o, o nouă emisiune, asta să spunem. Foarte practică în seara aceasta, pentru că, pornind de la imaginea pe care o avem pe ecran de la Sfânta Scriptură, și uitându-ne la timpul în care Scriptura s-a scris și vremurile pe care nu ne le trimit, aș vrea să ne uităm puțin la, să spunem așa, la, o spun direct, cât de mult ar mai fi Scriptura în zilele noastre. De ce zic lucrul acesta? Pentru că aș vrea să punem așa în, într-o balanță. Valabilitatea Scripturii atunci când a fost scrisă, da, la, la, nivelul, să spunem, timpului de atunci, cât de, să spunem, de relevant era ceea ce spunea Pavel, de exemplu, noilor convertiți, da, când spunea pocăiți-vă. Cât de relevant este astăzi pentru noi pocăiți-vă, același cuvânt spus de Pavel, dar după 2000 de ani. Și multe alte cuvinte, sau spuneți, alte cuvinte spuneți, ușiți cu bucurie, sau bucurați-vă, sau uh, uh, iubiți-L pe Dumnezeu. Câteva lucruri foarte, foarte simple, care la vremea respectivă au avut o încărcătură, o putere. Și plecând de la realitatea aceasta, timpul în care trebuie, ai vrea să ne dacă, într-adevăr, cuvântul acesta mai este la fel de puternic. Deci, practic... Asta este un aspect. Al doilea aspect este de ce am început cu Sfânta Scriptură. În seara asta am spus că vorbim numai lucruri practice. Plecând de la Sfânta Scriptură, noi întotdeauna și tu în mod special ca păstor, ca un om al cuvântului, pregătești mesajele, predici în diferite contexte, la diferite tipuri de oameni, generații și atunci încerci să faci oarecum partea aceasta teoretică pe care fiecare dintre noi o găsim, dar și până la urmă cititul Scripturii poate, îți poate da o, să spunem așa, o realitate teoretică a ceea ce poți să faci sau ești îndemnat să faci de câte Dumnezeu. Și poți să citești Scriptura de mai multe ori de la cap la coadă și să nu aplici niciodată ceea ce ai citit acolo. Deci, practic. Deci, ceea ce încercăm să vedem este... Precă de la viața aceasta prezentată în Sfânta Scriptură ca o teorie, poate pentru unii ca o filozofie de viață, ca un mod de, de viață puțin aparte de restul celorlalți, cum ne vedem cât de, de practic ar putea fi viața creștină? Și vorim așa, pe scurt, hai să o spunem, cât de mult din ceea ce găsim în Sfânta Scriptură se poate găsi în practică? Sau cât de mult din ceea ce predicăm se poate aplica în practică? Sau ceea ce găsim în Scriptură se mai poate aplica în viața de, zi, de astăzi? Înțelegi aspectul? Da. Pe de o parte, la vremea respectivă, scriptura, clar, era o carte care se putea aplica. Foarte simplu, da? Când spunea, robilor ascultat de stăpânii voștri. Dar și astăzi nu mai suntem sclavi, sau noi creștinii nu mai suntem robi, dar suntem angajați, suntem, știu eu, în subordinea cuiva și putem aplica. Întrebare, se mai poate aplica? Răspunsul, cu siguranță, cred că este da. Deci, ne uităm puțin la câteva aspecte, pentru că și de ce? Vreau să scoatem puțin din. din Uh, să spun așa, din ceea ce se mai discute prin unele cercuri. Oarecum că Scriptura a rămas oarecum ancorată în trecut, o chestie absolut teoretică, care la vremea înscrită poate a avut relevanță. A fost ok, toată lumea o respecta sau o înțelegea pentru că era pentru atunci. Nu mai are ce căuta în contextul secolului 21. Da? Pe de-o parte, vechimea Scripturii și uh, acum la prezent. Și a doua este, bă, cât de practică este. Oare mai putem aplica, așa vorbim cu oamenii și uitându-ne la noi, mai putem aplica învățătura scripturii în ziua de astăzi? Când vorbim de noi ca bărbați, noi ca familie, noi ca credincioși, noi ca oameni vecini, ca orice, iau ca orice, Citesc, deschidem scriptura, citim orice cuvânt și spunem mai pot aplica, mai ales cel puțin la vechi, Noul Testament, când ne gândim la ceea ce apostolii ne spuneau, da? Când spune merge și. Probăduiește Evanghelia la orice fătură. Putem să facem treaba asta? Mai e valabilă? Era doar pentru cei de atunci sau Cum vezi tu? Sigur, pentru că cu siguranță te uh, gândești că Vântul era predicat și acum 500 de ani și acum 1000 de ani. Și probabil toate generațiile astea care au trecut și cei care vor veni de pe noi, dacă Domnul va găti, vor avea provocarea aceasta. Să spunem, băi, noi predicăm, vorbim, dar poate nu e chiar adresată nouă sau poate a fost adresată de atunci. Deci, pe de-o parte, două provocări, da? Simplu. Da. Uh, da, un subiect foarte interesant și foarte practic și apreciez lucrul ăsta că uh, ai în vedere lucrurile practice tocmai pentru că mulți din cei cu care mă întâlnesc și tineri și mai uh, puțin tineri caută lucrurile practice sau caută lucrurile de esență cumva. Nu mai au timp, nu mai au o plecare, nu mai au uh, formarea aia de a căuta și uh, mult uh, ambalaj, să zic așa, pe deasupra. Dar vestea bună este că da, răspunsul la cam toate întrebările este că da, Scriptura poate să, să ne ajute și ne ajută într-un mod practic. Important, cred că este să vedem cum, în ce măsură și aș porni, pentru că ai pomenit de Pavel, aș porni poate de la partea asta de Nou Testament, de momentul în care s-a format Biserica, momentul în care avem început să am început să avem parte de această comunitate a credinței nou-testamentale, formată de Domnul Isus Hristos, ucenicii, mai apoi în momentul coborării Duhului Sfânt. Sigur, Scriptura are relevanță, Scriptura a avut și are putere și spun lucrul ăsta ținând cont de câteva lucruri. Și ca să pot să cred asta și să pot să afirm lucrul ăsta și să-l și trăiesc, trebuie să țin cont de câteva lucruri. Uh, Unul, că trăim într-o Tensiune, și atunci când avem de a face cu Cuvântul lui Dumnezeu, sunt mulți care, în latura asta a aplicabilității uh -huh. practice, vin și spun este o chestiune, mai ales dacă sunt lucruri discutabile sau dacă sunt lucruri de nuanță, este o chestiune care ține de cultură. Fie că vorbim despre alcool, fie că vorbim despre alte lucruri, e o chestiune care a ținut de cultură atunci, despre îmbrăcăminte, despre. și e destul de greu să spui că nu, că totuși este și o punte înspre generația de acum și înspre noi cu atât mai mult cu cât studiul culturii este unul destul de des abordat și de profund abordat. Dar ca scriptura să fie valabilă și astăzi și să aibă aceeași putere și aceeași relevanță, ea trebuie să reprezinte o autoritate și o putere deasupra culturii care se schimbă, deasupra geografiei, deasupra efectiv deasupra omenirii. Omenire care în istorie ei se schimbă în fel și chip. Și pentru că este cuvântul lui Dumnezeu și asta ne spune și Scriptura și înțelegem lucrul ăsta, a dovedit, este cuvântul lui Dumnezeu nu doar inspirat, ci este cuvântul lui Dumnezeu testat și investigat. Este, este adevărul. Asta e un lucru de la care trebuie pornit. Cuvântul lui Dumnezeu sau Scriptura este, reprezintă adevărul. Descoperirea adevărului din partea, din partea lui Dumnezeu. Dacă spun lucrul ăsta, spun că Scriptura nu e parte din viața noastră, ci viața noastră e văzută prin Scriptură. Viața noastră are sens în momentul în care este văzută prin scriptură. Din nou, ce înseamnă viața noastră? Dacă viața noastră se reduce la azi, mâine, poi mine și la arealul de lucruri în care sunt implicat eu, poate sau nu. Dar dacă mă gândesc la perspectiva pe care o lasă Dumnezeu, și semnificația vieții mele, mă uit la copii, la generațiile care vin, mă uit la ceea ce pot să las dincolo de mine, atunci cu siguranță lucrurile se deschid mult mai mult. Dar. Ceea ce a fost valabil în vremea lui Pavel și puterea pe care a avut-o, evident că a venit din partea Cuvântului inspirat și a Duhului lui Dumnezeu, mai apoi a fost un lucru testat în viața lui. Gândește ce puternică, m-am gândit de chiar de curând, am povestit cu cineva, de uh, implicațiile practice. Noi când îl vedem pe Pavel, îl vedem prin prisma ceea ce a scris, el uh, uneori mai lasă destul de. Uh, fără inhibiții, des, câteva note așa despre trecutul și felul în care se comporta. Nu știu exact cu cine l-aș asocia și n-aș vrea să greșesc. Cu cine l-am putea asocia astăzi și să te gândești că dintr-un astfel de om, dintr-un împotrivitor, unul care era cunoscut, era declarat cunoscut împotriva creștinilor, Dumnezeu îl întoarce și îl face exact la 180 de grade, îl face exact propovăduitorul apostolul neamurilor. Deci prin mărturia lui, mărturia puterii cuvântului în viața lui, cred că a fost fundamentală în mărturia și puterea cuvântului în viața oamenilor. A fost unul care a avut autoritate și din partea lui Dumnezeu, dar a avut autoritate practică datorită transformării cuvântului în viața lui. El a venit și a spus oamenilor, a spus, prin tale cine fura să nu mai fure, ci să muncească cu mâinile lui ca să aibă exact. să dea și altora. Păi el exact asta făcea. Zice, eu n-am venit să vă jefuiesc, eu am făcut corturi, m-am ocupat cu câte măcar că aveam dreptul să fac lucrul ăsta sau nu deja, ci aveam dreptul să aștept de la voi să fiu Lătiți, sau să-mi să fie nevoile îngrijite. Dar am făcut lucrul ăsta și am venit să mă dau pildă. Și atunci și din, și din partea asta practică, evident dacă în viața unor oameni atât de înțelepți, a unor oameni care la vremea lor au fost într-adevăr cotați ca fiind unii dintre cei mai înțelepți și mai căutători ai cuvântului lui Dumnezeu, dacă în viața lor a funcționat și prin viața lor Cuvântul a fost testat în fiecare generație și cred că ceea ce spuneai, unul dintre lucrurile pe care le spuneai la început, faptul că generația noastră vede într-un fel cuvântul depășit, ca, fiind, ca aparținând cel puțin generației trecute, dacă nu chiar a unor generații mult trecute înaintea noastră. Cred că provocarea și ispita asta a fost a fiecarei generații. Uh -huh. Îmi imaginez că și în generația... După, după Apostolul Pavel în generația următoare, în generațiile următoare au fost comunități au fost un val din ăsta de curând care a spus, da, este al celor din secolul trecut sau al celor din generația trecută noi am avansat și avansul tehnologic și avansul din toate punctele de vedere cumva a dus o dependență pe înțelepciunea noastră, pe experiența noastră pe lucrurile pe care le putem vedea și controla. Cuvântul lui Dumnezeu pătrunde și Ceea ce e frumos și minunat este că lucrează cu ființa noastră, nu lucrează independent de voința noastră. Este valoros tocmai pentru că ne transformă. Nu e doar un ciocan pe care le-au să bat un cui, ci pur și simplu e o altă care cu totul mă transformă și ajung să gândesc altfel. Fără cuvântul lui Dumnezeu, n-aș putea să gândesc într-un mod sănătos cu privire la viața de familie. Nu? Suntem atât de egoiști, atât de centrați pe nevoile noastre, încât probabil că tot ar fi despre mine și uh, m-aș gândi mult prea târziu la soție, la copii, la ceilalți. Astăzi nu mai avem timp, alergăm dincolo încoace, suntem atât de grăbiți. Cine ar mai avea timp să se gândească la toate celelalte? Cine s-ar mai putea gândi la slujirea aproapelui? Ne zice Scriptura uh, să iubim aproapele noastre ca pe noi înșine. Nu? Atâtea Timpul pus deoparte este valoarea pe care nu mai primim înapoi, cu exact. care nu, mai, cu care nu mai întâlnim și totuși cu drag dăm timp celorlalți, îi ascultăm, ne rugăm, petrecem timp. Astea nu, nu pot să vină din altă parte decât din lucrarea cuvântului. Da, cred absolut că în aceeași putere pe care a avut-o scriptura în secolul I, pe care a avut-o scriptura mult înainte și din momentul în care a început să, să lucreze în viața oamenilor, este și astăzi pentru că cel care a dat-o, cel care a inspirat-o are aceeași putere. El este deasupra schimbărilor uh, culturale, este în viața noastră, lucrează în viața noastră și uh, cred că depinde foarte mult sau în, așa, foarte mult de disponibilitatea omului de a se lăsa transformat. Știi, Dumnezeu are... Am observat lucrul ăsta, n-am foarte mulți ani, ca să zic și eu ca bătrânii, ca observat <laughs> lucrul ăsta în viață. Dar uh, cred că e important ca, și dacă nu sunt mulți, să dea Dumnezeu înțelepciunea de a observa mâna lui la lucru. Știi? Am observat că Dumnezeu are, are răbdare, și când zic asta nu e o noțiune teoretică, a avut răbdare și cu mine, și în multe lecții le-am învățat în timp. Le-am învățat unele pe pielea mea, dar am văzut felul în care Dumnezeu lucrează când te lași disponibil. David a fost un astfel de om care, deși a avut și el partea lui de greșeli, Totuși a fost un om care nu s-a opus cuvântului lui Dumnezeu și când Dumnezeu l-a cercetat, s-a lăsat cercetat. Când Dumnezeu l-a mustrat, s-a lăsat mustrat. Și a lucrat împreună cu cuvântul lui Dumnezeu și lucrul ăsta i-a adus multă binecuvântare. La îndemâna noastră este cea mai puternică resursă de pe pământ și din univers. Disponibilitatea trebuie să fie a noastră ca să putem să beneficiem de transformarea asta. Da, foarte frumos. Mm. Uh, am... am... Considera că e bine să avem uh, discuția asta la început, pentru că uh, practic acum ne întoarcem exact la provocarea pe care o avem noi și anume la uh, partea aceasta de, de praxie de practică. Uh, știți că noi suntem ortodoxi, da? dreapta credință, și practic, la nivelul teoretic, avem toate uh, tot ce avem nevoie din partea lui Dumnezeu cuvântul lui, da. Și uh, slavă domnului, că l avem uh, tradus în atât de multe limbi, inclusiv în limba română în mai multe variante. Dar uh, și pe de altă parte, aplicabilitatea acestui cuvânt în viața noastră este clar o, o să spunem, o chestiune care ține de, de, viața noastră, de noi, de dorința noastră, de, uh, să spunem, de disciplina, hai să spun așa frumos. Și atunci ajungem în zona asta dacă de ortopraxie, de bună practică. Bun. Deci am eliminat cauza aceasta a Scripturii da. pentru că întrebarea pe care vreau să-ți o, -o pun este de ce oare are mai ales acum în vremurile acestea parcă din ce în ce mai mult oamenii se depărtează de a mai face credința de a mai practica credința așa după Scriptura. Da? Deci partea aceasta teoretică pe care unii încă o aclamă că Scriptura nu mai relevantă am eliminat-o Dumnezeu este acela nu s-a schimbat cuvântul e același problema nu e în partea lui Dumnezeu nu e sus Absolut este la parter, da? Și la noi, la cei care sunt de pe pământ. Deci, și acum ne întoarcem la viața practică noastră. Mm -hmm. Am observat Ștefană și tu știi și tu din practică, din discuțiile pe care le mai ai cu tinerii, cu, inclusiv cu cei mai în vârstă. De obicei noi când avem câte o cădere sau când școpătăm, nu școpătăm în chestiunea acestea complexe ale, ale Scripturii, teologia și tot felul de concepte, sisteme. De obicei Picăm acolo la lucrurile simple. Da, uh -huh. știu, ne supărăm, ne mâniem, nu ne cerem iertare, uh, invidiem, uh, nu avem grijă de aproapele noastre, uh -huh. suntem dezinteresați. Uh, lucruri din acestea care la un moment dat ni se par banale. Uh, dorim mai mulți bani, uh, mai mult decât. Uh, nu. Nu suntem disciplinați cu citirea Scripturii, cu rugăciunea și cu ne întoarcem la fapte doi, da? Inclusiv cu părtășia frățească, știi că venim la biserică din când în când sau nu suntem acolo atunci când suntem, mă gândesc la partea aceasta mentală, dar suntem cu mintea în altă parte. Să nu cu Oare cum simple dacă stăm să ne gândim, sunt niște învățături simple ale Scripturii, în care spune că dacă ai o pâine să o împar, dacă ai o haină să dai, dacă exact. uh, ești în casa Domnului, roagă, te cântă, dai slavă Domnului, sunt niște chestii. la cum să spun, nu e o lucrare de control, nu trebuie să scrii nu știu ce lucrare de doctorat sau niște concepte din acestea uh, ascunse, așa cum le pretind unii. Sunt lucruri foarte, foarte simple. Și atunci, vedem că, de fapt, ceea ce Dumnezeu ne-a pus atât de minunat într-o carte adunată așa de-a lungul. O, o, unei lungi perioade devine pentru noi parcă din ce în ce mai greu să împlinim lucrurile simple uh -huh. uh -huh. ale acestei învățători și ne ascundem câteodată niște chestii complexe ca să ascundem lucrurile acestea mici. Și acum vorbim de la generație în generație și te întreb deci pe de o parte părerea ta persoană cum crezi că am început să uităm chiar învățăturile de început? Hai să nu mai spun de învățătura despre Scriptură, despre Dumnezeu adică erorile au început să se ducă inclus la nivelul cunoștințelor, alea care le învățăm da. la cateheză, ca să o luăm așa, da? da? Da, da, Deci, practic, o luăm atât de razna încât inclusiv uităm mărturisirea de credință și nu mai știm, da? Și tot felul de idei care vin sau și circulă printre noi. Normal că toate aceste cauze nu o să genereze o viață practică de calitate spirituală după, după voia lui Dumnezeu. Hai să vedem cum vezi tu lucrurile și apoi ne uităm așa din când în când la generații, pentru că vreau să te duc în zona asta la acțiuni. Ce putem face sau ce poate... Pentru că nu, le spun și telespectatorilor, nu și noi am mai discutat despre cum să prezinți Evanghelia a diverse generații și practic să genereze o viață practică după voia lui Dumnezeu. Teorie putem să predăm și cred că știu că faci locul acesta și nu duce în lipsă de cuvânt. Dar hai să ne uităm puțin la care ar fi, să spunem așa, cauzele aceste ale și ce putem face. Sigur. Ceea ce spui e o frământare pe care am întâlnit-o dacă citim Evangheliile, e o frământare pe care o întâlnim și în vremea Domnului Hristos. Oameni care știau cuvântul lui Dumnezeu, dar foarte puțin trăitori. Foarte puțin ajungea cuvântul în partea lor de trăire. Într-adevăr că și acum, dacă ne uităm, sau poate că acum e și mai mult, știm, avem din Belșu, cuvântul accesibil, dar acum destul de, destul de greu. Și asta vedem uh, și din mărturiile oamenilor, din felul în care trăiesc, dar și din ceea ce spun, din motivele de rugăciune. Vin să ne rugăm pentru Doamne, ne ajută mă să rugați-o, uh -huh. frate, să mai multă răbdare, sau mai multă dragoste, sau să fiu mai harni, mai chipzuit, mai... Bun. Pe de o parte, eu văd lucrul ăsta puțin și din afară și din interior. Că adică, pe de o parte trebuie să înțelegem că e o luptă de care nu o să scăpăm niciodată câtă vreme suntem pe pământ. Adică avem un dușman, diavolul, care exact asta încearcă să facă. Dacă nu reușește să oprească scriptura să ajungă în dreptul nostru, va lupta, va face tot ce poate ca să o oprească din a fi parte din trăirea noastră. Că până la urmă, cine știe mult și nu împlinește, face multă plăcere celui rău pentru că va fi mult mai vinovat. Și știm lucrurile să o spunem cu, cu teamă pentru că Dumnezeu ne-a dat harul să avem cuvântul, să știm mult. Mai mult decât atât, avem o conexiune în noi, avem firea pământească, care se luptă și ea și de multe ori e un aliat al celui rău în noi, o fire pe care Domnul ne cheamă să o răstignim și pe care să o răstignim în fiecare zi sau să o păstrăm acolo răstignită în fiecare zi, să nu o lăsăm să-și ia drepturile. De cealaltă parte, Consider că lucrurile sunt mai simple cumva decât ne-am ne închipui. Și asta vorbim de partea practică. De exemplu, de curând ne-am uitat cu tinerii în cartea Daniel. Și uh -huh. am văzut acolo că un număr mic de tineri, foarte puțin, un număr, un număr mic de tineri dintre cei care au fost aduși în Babilon, au fost puși la niște presiuni și niște teste fantastice. Ei au făcut așa, patru erau la un, Daniel și la și Abednego, dar au creat o comunitate a adevărului, o comunitate. În această comunitate, interesant, când Daniel a avut o provocare, a venit și a spus-o, s-au rugat pentru ea, s-au sfătuit împreună și au acționat. Când cei trei la fel și pe rând, cred că apartenența noastră la la o comunitate, la apartenința reală, nu doar așa membral, scriptică sau uh, sunt parte că am dat și eu un subscribe sau un share sau sunt și eu parte dintr-o chestie virtuală, că acum e mult uh, pe partea asta virtuală. Când aparții într-un mod real unei comunități uh, sănătoase, uh, se întâmplă cel puțin două lucruri. Unu, uh, dai socoteală cineva este responsabil acolo și ai harul uceniciei, harul de a crește. Noi știm că și ucenicii s-au zbătut cu lucrurile astea, știau, nu? și Petru la un moment dat a venit și a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și Domnul a zis, Petre, într-adevăr, nu de la tine Duhul ți-a descoperit. Dar în momentul următor, când a fost vorba de o chestiune practică, pe drum se certau cine să fie primul. Și adică cum se împacă exact. cele două? Păi se împacă, pentru că el a urmat un drum al uceniciei împreună cu Domnul și la finalul drumului ăstuia, care a fost momentul învierii, la finalul fizic, Domnul s-a înălțat, ucenicia a continuat. Dar îl vedem pe Petru schimbat, pentru că a trecut printr-un proces al uceniciei și a fost tot timpul cineva acolo căruia să-i dea socoteală. Cred că asta lipsește cumva. Ne -am... noi suntem parte din niște mulțimi, mai mari sau mai mici, în biserică, dar foarte puțin, cred că foarte puține locuri, și din câte am călătorit și am văzut, se mai pot numi familii, uh -huh. în foarte puține locuri oamenii se vulnerabilizează, în foarte puține locuri oamenii vin și spun am nevoie de ajutor. Acum ai generația în care toți știu, toți pot și toată lumea știe cum să facă celălalt treaba bine. Și din față, și din toți știu. Pe, întreabă pe cineva, nu știu, dacă găsești pe cineva să spună, măi, nu știu. Cuvântul ăsta nu știu, că am pierit și ăsta e bai. Uh, N-am ezitat să spun nu știu, când am știut că chiar nu știu. Dar zic de cele două lucruri. Cred că ne-ar putea, într-un mod practic, ajuta, pentru că asta a fost întrebarea, într-un mod practic, o comunitate în care să poți să dai socoteală și să fii prins într-un program de ucenicie. Programul ăsta nu e o chestie așa teoretică și poate că pare ceva mult prea teoretic. Nu, e vorba de, o efectiv, o umblare zilnică sau o o apropiere zilnică cu cineva care este e, mult mai matur spiritual e, și poate să... Am ajuns aici în punctul ăsta critic și exact în exact punctul în care trebuie punctul discuției noastre. Deci avem Scriptura pentru că aminte de famenul etiopian uh -huh. da, în care a cerut să-i se explice. Da, explice. Uh -huh. Oarecum a făcut... Puțină cateheză cu el, puțină da. teologie, l-a îndrumat, poate cine știe. Au mai avut și alte discuții de-a lungul timpului, nu se știe relația care a urmat după, dar uh, a fost oarecare ucenicie acolo, cât de cât să spunem, să presupunem că a fost o, cel puțin o introducere. Când ai vorbit despre doi, două entități, despre două persoane, despre cel care are nevoie și care trebuie ucenicizat și cineva care trebuie să-și aloce. Mm -hmm. Timp. timp. pentru asta, da. Și pentru treaba aceasta, uh, timpul acesta necesită un efort, o pregătire, o, niște discuții, întâlniri față în față, câte o dată și câte o mustrare, deci este o discuție detă. de Bun. Cât de importantă crezi că este treaba aceasta de cineva, că e lider, lider de grup, păstor, știu eu, unul din bătrânii biserici, cineva care are chemarea și abilitățile acestea de Dumnezeu de a învăța și pe alții de uceniciza. Pentru că ucenicia nu înseamnă, cred eu, doar a transmite niște informații pe care oricum le putem citi singur. Ci este o relație care se creează și apoi, pe de-o parte, pe partea celui care este mentor, apoi și pe partea ucenicilor, acelor care au nevoie. Cum vezi tu părțile acestea și cât de deschiși că sunt unii și alții? Câți oameni și mai asumă rolul acela de a, mm. de, a, de a sta și a merge pe un drum pentru o perioadă împreună cu cineva care are nevoie, da? Și apoi și cei care sunt în nevoie, cât de disponibil crezi că ar mai fi? Sau cum vedem așa? Nu uităm la realitățile practice. Poate da. să mai stea cineva să le spună, să-i ghideze, câteodată să-i certe sau să-i mustre așa... Mm -hmm cu dragostea frățească. Știi că oamenilor nu le place să fie... Absolut. Nici mie nu-mi place. Da? Da? Da, știu că e necesar. <coughs> Uite. da, da să o coteală. Că... Da. Răspunsul este unul simplu. Cine face lucrul ăsta? Cine a avut parte de el? Eu am avut parte de mentorare Foarte și de frumos. ucenicie. Și nu văd, nu pot să concep viața de credință, pe lângă chemarea pe care domnul mi-a făcut-o la a fi slujitorului, nu pot să concep asta separat de ucenicie. N-am făcut din lucrul ăsta așa o filozofie foarte complicată. Îți spun ce am făcut. Cât am fost și la Oradea, am luat tineri împreună cu mine, mergeam, am avut drumuri și sunt o persoană care mă plimb și mă mișc destul de mult. Îi iau cu mine în mașină pe drum povestești de vrute și nevrute. E o ocazie în care, într-un alt context decât în, poate într-un birou în care omul se simte... Uh -huh. Știi, am mai avut experiențe pe acolo. A trecut pe la comitet în același birou și știi, e, e un, uneori poate un tract din ăsta pe care nu reușesc să-l depășească. Dar dacă cobori împreună sau uh, mergeam, știam unde lucrează sau uh, unde, pe unde mai petrec timpul o bună parte din timp și mergeam acolo și petreceam câteva ore acolo discutând, când ești în dreptul oamenilor sau în locul în care sunt oamenii, când cobori, Ei, mult spus și poate că sună ciudat, că nu suntem noi undeva sus, dar când mergi lângă, lângă, oameni, și asta vorbesc pentru lideri sau pentru cei care se ocupă de, când mergi lângă oameni, oamenilor le este mult mai ușor să se deschidă decât să îi aștept să vină să-i chem, să faci o chestie foarte instituționalizată, e așa are partea ei și ucenicia de, dar practic, mi-a plăcut tot timpul să fiu așa, practic. Să i iau cu mine să vorbesc cu ei pur și simplu sunt anumite frământări și preocupări care după câteva jumătate de oră de discuții dintr-o dată vin și uite știi ce am vrut să te întreb de fapt. Și vine și îți spune și tot drumul și dus și întors ceasurile alea ai de discutat. Ce am observat însă și m-am bucurat că am văzut și capătul ăla al de fir este că cei care au fost cu mine în mașină continuă să facă același lucru cu ceilalți care sunt acum tineri și adolescenți. E o bucurie de care nu pot să, -ți, să spun cât de mare este să vezi la un timp nu foarte îndelungat că lucrurile astea și un gestul care până la urmă mi se pare normal s-a replicat, știi, și continuă. De-aia am spus că cine a avut parte de lucrurile astea face asta și cred că ar trebui să facă. Și în mod normal, acum văd și presiunea asta și probabil că ne urmăresc și dintre cei care uh, sunt predicatori și care se frământă, nu știu cât de. Despredică sau cât de mult este investiția pentru a fi cu multe vizualizări sau pentru a uh -huh. fi. E o, e o frământare, și aici. Și poate că investiția în direcția asta, foarte mult, a, a fost făcută în detrimentul timpului elui el an privat, în care, știi, alea nu sunt lucruri pe care să le poți spune undeva, să le poți afișa, să le poți. Uh, nu se cuantifică în măsura în care se cuantifică celelalte. Și atunci. Dacă este o plecare doar înspre ce se vede, înspre ce poate fi apreciat de oameni, spre lucru care aduce rezultate imediate, ucenicia e o chestie care aduce rezultate în timp, dar este cu mult mai puternică pentru că formează oameni și nu dă doar niște soluții. Nu le-aș pune una împotriva alteia, ci ele sunt complementare și trebuie să fie complementare. Dar cine are dragoste pentru oameni și cine îi dorește să petreacă timp cu oamenii, nu poate să nu facă asta. Eu am văzut lucrul ăsta și e, trebuie să-ți vină natural la un moment dat, știi? Așa e și, bun, vine natural, trebuie să o faci cu dragoste, cu răbdare. Nu mai spun câte, câte răbdare, să fii un bun ascultător. Predicatorii de obicei sunt cotați după cât de bun Așa e. predicator așa sunt, așa e. Cât, de mult, cât de bine vorbesc. Mm -hmm dar ca păstor trebuie să fii și un bun ascultător dintre altele da. uh, și atunci să-l apropie pe om de tine și să poată sta lângă tine și să aibă încredere să, să spună și lucrurile cu care el se luptă sau nevoile pe care le are și atunci n-ai cum după, dacă într-adevăr urmează să spunem așa o, o cale dintre aceasta o cericii, la un moment dat asta va genera și viața practică de că de aici pornim de la viața practică Generațiile sunt destul de, să spunem așa, de, de schimbătoare, și poate de generația de adolescenți de acum 10 ani nu se mai compară cu cea de acum. Așa e. Și atunci, o altă, să spunem, abilitate pe care vreau să te întreb dacă o vezi, așa este partea aceasta de creativitate și de inventivitate. Da, atunci când te duci în, în mijlocul lor, în mijlocul acestor generații. Bănuiesc că. Pe lângă faptul că te duci cu tinerii și, slavă Domnului, văd că ai activitate și în interiorul bisericii, dar și în exterior. Ce alte metode mai gând, să spunem așa, le-ai mai găsit ca bune practici, așa din experiență, astfel încât să, să poți să crezi pe de parte interesurilor să ții aproape și apoi să, pe lângă faptul că ei sunt credincioși și, -și văd de viața lor practică cu Domnul Hristos, să și implică în slujirea celorlalți. Da? Ucenicii ei doar un mic capitol. Ucenicii pe care e ai antrenat, la rândul lor devin și ei mentor pentru alții. Dar să vorbim de alte lucruri. Oameni care se implică în viața socială, în a învăța pe alții, în a predica, știu, a cânta. Sunt o grămadă de alte slujiri pe care e greu să... E, e greu să stai acum la repetiții, când poți să stai acasă pe un joc sau pe un telefon, da? da. Trebuie să, e greu să te duci să zici, hai să mergem, mai ales când mi-aduc aminte de perioada COVID-ului, să-i ajutăm pe cei bătrâni să le ducem ceva de mâncare când zici, bă, mă gândesc la mine, nu mai ies din da. casă. Deci sunt niște chestii care țin de jerfă. <coughs> uh, cum bă, da așa precând sau ceva din viața, practică, ce ar să faceți sau cum putem face astfel încât să Totuși să menținem interesul acesta și să învățăm de la o vârstă cât mai fragedă. O reală preocupare pentru generația tânără care uneori simte un fel de deconectare față de cealaltă generație, tocmai datorită tehnologiei și datorită a plecării înspre o altă latură cu care generația trecută n-a fost obișnuită. Evident că sunt în generația părinților sau bunicilor care aproape demonizează tehnologia datorită și pericolului ei, dar sunt foarte multe oportunități pentru cine vede lucrul ăsta și cred că în biserică, trebuie să fie o astfel de deschidere față de ceea ce poate fi bun și folosit bine de cei care se preocupă sau de cei care au aplicare și dar în direcția asta. Și atunci. Uh, mai, degrabă, să, mai degrabă aș crea contexte în care lucrurile astea se poată să fie uh, folosite pentru uh, a ajuta și cuvântul să fie transmis. La ce mă refer? Într-un mod practic. De exemplu, peste vară este o perioadă, din punct de vedere al școlii, o perioadă moartă cumva. Exact. Nu nu în școală, dar uh, am făcut lucrul și la urade, am început și la în Arad școl de vară în care o persoană care sau mai multe persoane care sunt talentate și care se pricep fie că e vorba de artă, că e vorba de muzică, că e vorba de partea asta de tehnologie <coughs> având săl și har domnului că de clădiri și de proiecte s-au ocupat mulți alții înaintea noastră, să le putem și folosi cu înțelepciune. Să adun oameni din generația tânără, cei din biserică să-și aducă prieteni și să poată să participe. E un loc în care și o punte, prin care nu, mai, nu numai nu mai locul ăla, dacă ar fi, dar este și vorba de oameni care sunt copii ai lui Dumnezeu, care prin intermediul atelierului respectiv pot să transmită și, și uh, uh, cuvântul lui Dumnezeu. <coughs> în plus de asta... Este, din nou spun, este o comunitate care se creează, relațiile. Asta Cred că e. aici suferă cel mai mult generația asta, deconectarea relațională. Conectați suntem în toate modurile, dar relațional, real, acolo suferim. <coughs> Și ce am văzut este că atunci când cei din, dacă vorbim așa, cei din afara bisericii, cei care nu au uh, o relație cu Dumnezeu asumată, văd. Dragostea și văd conectarea celor care sunt copiii lui Dumnezeu, vorbind despre generația tânără. Foarte mult sunt atrași pentru că e o nevoie pe care o simt, e o nevoie de semnificație, e o nevoie de. Deci, practic ar fi crearea de astfel de cadre, de contexte. Mai apoi, sunt multe nevoi pe care chiar cei din comunitatea de credință sau din afara comunității le au. Dacă reușim să mobilizăm. Dar asta din nou ține de cunoaștere. Eu exact. trebuie să știu cine cu ce se ocupă. Știi, dacă văd un tânăr că este toată ziua pe telefon și nu-l întreb o dată, Auzi, tu ce faci pe telefonul ăla? Te joci sau și el poate să spună, nu, uite, creez ceva sau uite, încerc să fac o chestie creativă. Nu? Cât de repede se schimbă perspectiva. El aș putea foarte repede trimite la culcare spunând, Bă, ești toată ziua pe telefon, folosești dar dacă nu știu, dacă nu petrec timp cu ei Totul pornește de la lucrul ăsta Și atunci găsit, găsite ocazii în care se mobilizăm Înspre lucruri de folos Sunt mult mai disponibili Decât ne putem noi gândi Eu am rămas surprins de foarte multe ori De cât de disponibil și de gata sunt În perioada asta a vârstei Dacă vorbim mm -hmm. despre adolescenți, despre exact. tineri Să facă lucruri faine, lucruri creative Lucruri care să împlinească pe ei Și am văzut că sunt foarte mobilizați Când vine vorba de lucruri care să aducă un plus valoare Celor din jurul lor Lucru prin care și ei se simt important și se simt uh, valoroși. Și sunt. Așa este. Uh, uite că practic sunt metode să se atragi pe tine, să stea aproape de biserică, să stea aproape de Cuvântul Lui Dumnezeu și de a face din ei nu numai niște teoreticieni, dar niște oameni care cunosc, știu să caute și acum sunt o grămadă de tururi, ci din potrivă ceea ce citesc sau ceea ce ascultă să poată și trăi cu adevărat practic, așa cum Domnul ne învață, o credință autentică. Și cum oamenii se uită și la noi și tinerii cred că se uită la noi. Un creștin autentic va genera în jurul lui atmosfera aceea care va ajuta și pe alții să crească, așa în cuvântul lui Dumnezeu, în mod autentic, real. Nu dacă suntem serioși, dacă suntem indisciplinați, dacă nu ne ținem de promisiune pe care le facem, nu suntem conștiincioși, dar nu ne ținem, începem și nu ne ducem la bun o altă chestie pe care se găsește. Că, știi cum e, la un moment dat entuziasmul, toată lumea vrea, hai să facem, dar, necesită un efort. E greu să te ții de o lucrare. Orice lucrare de lujire, în momentul în care începe, este foarte greu. Și lucrarea aceasta cu tineri, cu copii, cu alergatul, câteodată ai chef, câteodată n-ai chef. Ești tu om, ești tu familie. Și asta mă refer la dujitor în da. general. Da. Deci, practic, ne întoarcem la, la practica aceasta a trăirii. Dacă vrem să avem oameni care trăiesc și practică Evanghelia, trebuie să creăm mai multe, să spunem așa, paliere cu care să lucrăm. Pe de-o parte, ucenicie, așa cum ai spus tu, pe de-o parte, contexte care să îi atragi și să le-i ții ocupat, să îi le dai de lucru. Este? Dacă da, nu da, le dai da, de lucru, da. probabil sunt o mișcina de alte o preocupări. Și de asemenea, să fie aproape de, de cuvânt, să fie aproape, deci să vadă credința și în jurul lor. Exemplu da, practic. Da. E dificil. Acum, deci se poate, ne întoarcem. Cuvântul a rămas. Dacă noi este disponibili, dacă ne facem datoria de de învățători, de păstori, de uh, oameni maturi în credință, îi putem crește și pe ceilalți și împreună putem trăi o viață practică. Un sfat, uh, așa de, de final, uh, Ștefan, dacă ai pentru și pe de-o parte, și pentru cei maturi, și pentru cei care sunt acum în creștere, fie că sunt adolescenți, fie că sunt tineri, știu, poate tineri căsătoriți, uh, <gători> uh, <gători> pentru că doar împreună putem face ca lucrul Dumnezeu să, să să se ducă mai departe. Nu aș vrea ca Evanghelia să se pe de o parte să se denatureze și vorbim la nivel de trăire, nu la nivelul da, că, da. da, în generația noastră, <coughs> da, n-aș vrea ca noi să fim aceia care strică cuvântul lui Dumnezeu prin viața noastră, sau să fim o mărturie da. proastă, da, oamenii să se potignească noi pe de o parte și nici n-aș vrea ca Evanghelia să nu se mai ducă mai departe tot din cauza noastră, că o mărturie proastă generează reticența așa ai, așa din ce aici. parte a cilor. Așa un sfat din viața practică, tot așa, un gând, un gând de scriptură ne de încheiere. Da, cel cred pentru, am, o să am și pentru cei care sunt maturi și implicați în slujire și pentru cei care sunt la început, cel mai mare dar pe care îl putem face familiilor noastre, copiilor noștri, nepoților sau comunităților în care slujim, este o viață a noastră transformată, o viață a noastră autentică lângă adevăr, lângă cuvântul lui Dumnezeu. Asta e în primul rând. Exact ceea ce ai spus, credincioșia în lucrurile mici, promisiuni, ducerea la capăt a proiectelor, a lucrurilor pe care le începem, disciplina, toate sunt lucrurile cu care, lucruri cu care trebuie să ne luptăm și ne luptăm. Și asta, în dreptul nostru, va genera o mărturie și o siguranță și o cale bună pe care ceilalți să o urmeze și un exemplu pe care să-l urmeze, nu doar din teorie, din ceea ce spunem, ci și din practică. Și asta e un lucru extrem de puternic. Mai apoi, timp. Deci, eu aș, aș îndemna și aș încuraja pe toți cei care au în jurul lor, în mod special generația tânără, petreceți timp cu ei, petreceți timp cu ei, cunoașteți-i vedeți care sunt bucurile lor, care sunt întristerile. Veți afla multe lucruri de care, sigur că e un consum, Absolut. e un consum acolo, dar <coughs> bucuria este, bucuria rezultatelor, văzute și nevăzute, este una incredibilă. Copiii și tinerii sunt șansa noastră la a forma sau la influența viitorul. Fereastra noastră înspre viitor. Noi nu putem ști nici clipa următoare, nici ziua de mâine, dar putem pregăti generația asta pentru orice va veni în ziua de mâine, ca să știm că mărturia cuvântului și cuvântul rămâne partea ce ține de noi, el rămâne pentru că e din Dumnezeu și Dumnezeu rămâne, de asta nu îmi fac nicio grijă, dar partea noastră asta a mărturiei trebuie să meargă și atunci, în direcția asta, la asta aș sfătui la timp petrecut, oameni autentici care se petreacă timp de calitate cu cei din jurul lor și de acolo sunt convins că se nasc și proiecte, se nasc și lucruri, dacă există Disponibilitatea asta. Fără timp sunt doar lucruri care sunt grabă și cei făcut în grabă de cele mai multe ori cam așa se și încheie în grabă și nu cu foarte multă profunzime. Cei care sunt la început, la începutul vieții de credință, care încă se frământă și au tot felul de căutări, cred că un lucru de care cu care eu am fost binecuvântat sau prin care am fost bine binecuvântat, este învățabilitatea. Nu știu uh -huh. exact dacă este neapărat un cuvânt, dar. Disponibilitatea de a învăța. Așa, ca am comprimat cumva în, în două. Disponibilitatea de a fi învățat, de a, de, a, de a te lăsa învățat. Uh, tocmai pentru că avem acces la, la toate informațiile de care aparent avem nevoie. Uh, ca generație tânără, tindem să credem sau generația asta tinde să creadă că știe absolut totul. Știm totul dintr-o parte a vieții. Există multe alte fațete ale vieții, lecții pe care le înveți în suferință, lecții pe care le înveți cu timpul, lecții pe care le... să fie dispuși să învețe. Dacă alții sunt dispuși să petreacă timp, ei să fie dispuși să folosească timpul la cu înțelepciune. Disponibilitatea asta. Celelalte lucruri Dumnezeu le toarnă și cred și a a căuta să fie parte din astfel de contexte. Pentru că impresia mea este că în ultimii ani am făcut așa un shift de la lucrurile pe care, de la momentul în care oamenii veneau spre evanghelie la, acum la momentul în care în multe comunități nu mai știi cum să te dai peste cap să duci într un mod cât mai creativ Evanghelia, soluția asta la oameni Și oamenii, impresia este că trebuie să câștigi Și să faci tot ce se poate Ca să câștigi interesul oamenilor Ca și când favorul ar fi din partea aceea Ca Evanghelia să ajungă Noi suntem cei favorizați și hăruiți Și ar trebui în genunchi să mulțumim lui Dumnezeu De fiecare dată pentru cuvânt și pentru soluția Pe care ne-a dat-o Dar aș rămâne la, la lucrurile astea Timpul petrecut de calitate De oameni transformați și disponibilitatea De a fi învățați de partea cealaltă Slavă Domnului! Uh. Ștefan, mulțumesc foarte mult pentru prezența ta în această emisiune. A fost o discuție foarte practică. Practic, am eliminat din start, uh, să spunem, bănuiala sau știu eu. Uh, prezumția, așa, prezumția, așa. unora că scriptura n-ar mai fi relevantă pe de-o parte, că a fost doar atunci, pentru, uh, atunci când a fost scrisă, și apoi faptul că este doar o chestie teoretică și niciodată nu poate fi pusă în practică. Dacă noi nu putem sau nu facem, asta nu înseamnă că. Nu au fost oameni care au împlinit Scriptura sau nu sunt oameni care împlinit Scriptura. Îți mulțumesc că am, să spunem așa, am mai clarificat puțin și, slavă Domnului, am ajuns la concluzia împreună că Scriptura este la fel de relevantă astăzi, este la fel de puternică ca și asta și putem și ea să în mod practic după Cuvântul lui Dumnezeu. Îți mulțumesc mult și ne rugăm ca Domnul să dea putere în slujire. Să stai aproape de tineri în continuare, de adolescenți, în biserica, acolo unde Dumnezeu te așezat, și cu mare drag te mai așteptăm și la altă emisiune. Mulțumesc foarte mult, plăcerea a fost de partea mea și bucuria. Spun lucrul ăsta, ți l-am spus în privat, dar vreau să spun și în și public. Ești unul dintre la care mă uit cu drag când vine vorba că am vorbit despre disciplină și despre uh, rezistența asta în timp la toate încercările care au venit, mai ales peste lucrarea în care o faci. Și îți doresc toată binecuvântarea din partea lui Dumnezeu, ajutor și har de sus. Știu că nu ușor, dar m-am uitat de multe ori cu drag și ești o mare încurajare și pentru mine sunt convins că pentru mulți în, în puterea pe care ai avut-o de a rezista în tot timpul ăsta. Slavă Domnului! Aș putea spune că e emisiunea cu numărul 1. Dragilor, tăiem aici, da? Uh, repet, Stefan, îți mulțumesc foarte mult, aș spune că e emisiunea cu numărul 1 astăzi, după un eveniment pe trecut, săptămâna trecută, și în care, na, Dumnezeu ne-a mai testat odată credincioșia, statornicia și dorința de a sluji în continuare. Mergem înainte cu ajutorul Domnului și... Slavă Domnului că putem face lucrul acesta și astăzi. Îți mulțumesc mult. Amin. Cu mare. Fimați prieteni și noastră, vă mulțumim în seara aceasta că ați fost cu noi. Vă mulțumim că ne-ați binecuvântat cu prezența dumneavoastră. Până data viitoare, noi de aici vă salutăm și vă spunem la revedere!